Un incendiu puternic a izbucnit ieri seară în localitatea Guravăi din județul Mehedinți la un transformator electric ce aparține hidrocentralei Porțile de Fier 1. Hidroelectrica a anunțat faptul că focul a fost lichidat și că nu au fost înregistrate victime. Un incendiu a izbucnit ieri seară la un transformator electric aparținând de hidrocentrala Porțile de Fier 1 din județul Mehedinți, manifestându-se cu flacără deschisă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit în localitatea Guravăi din județul Mehedinți la un transformator electric. Din informațiile deținute la acest moment, incendiul se manifestă violent cu flacără deschisă. Pentru optimizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost alocate 4 auto speciale cu stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurd. De asemenea, în sprijinul echipelor mehedințene s-a dispus suplimentarea forțelor de intervenție cu auto specială de stingere de la ISU Caraș Severin, 2 auto speciale de stingere de la ISU Dolj, o auto specială de stingere de la ISU Gorj și o auto specială cu pulbere de la ISU Timiș, arată sursa citată. Datorită intervenției operative a salvatorilor, incendiul a fost pentru început localizat, astfel că pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăți a fost eliminat, acționându-se apoi până la lichidarea incendiului care a avut loc în scurt timp, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit institutului, întrucât temperaturile în zona de intervenție sunt foarte ridicate, echipajele de stingere acționează pentru răcirea întregii zone, astfel încât să fie evitată reaprinderea uleiului din transformator. Din motive de precauție și pentru a facilita intervenția pompierilor, grupurile adiacente celui la care s-a produs incendiul, respectiv HA4 și HA6, au fost temporar oprite. Acestea sunt în proces de repornire și vor fi repuse în funcțiune imediat ce condițiile de siguranță sunt îndeplinite 100%, relatează Digi24.ro.